Vă salut, mă numesc Viorel Simac și vă invit la o serie de prezentări despre situația actuală cu care ne confruntăm pe plan global, și anume pandemia cu coronavirusul SARS-CoV-2. Pe parcursul acestor prezentări vom încerca să răspundem la următoarele întrebări. Situația actuală este o pandemie de gripă, pandemie de panică sau altceva? Care sunt posibile rezultate ale acestei pandemii pe planul sănătății și pe plan social? Cum ne putem păstra sănătatea fizică, emoțională și spirituală în acest context? Nu am răspunsuri absolute la aceste întrebări, dar vom încerca să analizăm câteva date disponibile și obiective în acest moment, pe baza cărora am putea să înțelegem mai bine ce se întâmplă și ce avem de făcut pentru a trece cu bine prin această criză. Vom începe cu un articol publicat câțiva ani în urmă, mai exact pe 15 noiembrie 2010, doar la 3 luni după pandemia din 2009-2010 cu virusul de gripă porcină. Autorul articolului este David Isaac de la Departamentul de Boli Infecțioase și Microbiologie a Universității Sydney din Australia. Articolul se numește Lecții despre gripa porcină: pandemie, panică și sau pandemoniu. Câteva idei din acest articol. Planul de măsuri al Organizației Mondiale a Sănătății pentru această pandemie s-a bazat pe rapiditatea răspândirii mai mult decât pe gravitate, iar la o analiză retrospectivă, escaladarea rapidă la cel mai înalt nivel al intervențiilor a fost exagerat de precaută. Planificarea pandemică viitoare ar trebui să ia în considerare severitatea gripei pe lângă rapiditatea răspândirii, ca un criteriu pentru escaladarea intervențiilor. Există un pericol de oboseală pandemică publică, mai ales după publicitatea inexplicabilă din perioada gripei aviare. Rămâne de văzut dacă am învățat lecțiile noastre din această pandemie. Să recapitulăm ideile acestui articol. 1. Pandemia s-a bazat mai mult pe rapiditatea răspândirii decât pe gravitate. 2. Intervenția în pandemia de gripă porcină 2009-2010 au fost exagerate. 3. Pentru gripa aviară din 2003-2005 s-a făcut o publicitate exagerată. 4. Să învățăm din lecțiile trecute, gripa aviară și cea porcină, pentru viitor. Anul acesta, Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemia COVID-19, în data de 12 martie 2020, când erau înregistrate 4.981 de morți pe plan global. Să facem o mică diferențiere între COVID-19 și SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 este virusul și COVID-19 este boala dată de acest virus. Există doar 7 tipuri de coronavirusuri care afectează oamenii. Primele 4 au fost descoperite în anii 60 și dau boli ușoare de tipul răcelii. Cele mai periculoase sunt coronavirusurile care au provocat epidemiile SARS din 2002-2003, MERS 2012 și actuala pandemie de COVID-19. Recent a apărut un articol în Off Guardian cu mai mulți experți pe plan internațional care își exprimă o opinie îngrijorătoare cu privire la măsurile care s-au luat împotriva acestei pandemii. Primul pe care vrem să-l menționăm este dr. Shuharit Haghdi. Este specialist în microbiologie, a fost profesor la Universitatea Johannes Gutenberg de Mainz și șeful Institutului de Microbiologie Medicală și Igienă, de asemenea unul dintre cei mai citați oameni din domeniul cercetării din istoria Germaniei. Dânsul spune următoarele. Ne este teamă că 1 milion de infecții cu noul virus vor duce la 30 de decese pe zi în următoarele 100 de zile, dar nu ne dăm seama că 20, 30, 40 sau 100 de pacienți pozitivi cu coronavirusuri mor deja în fiecare zi. Măsurile anti-COVID-19 ale guvernului sunt grotești, absurde și foarte periculoase. Speranța de viață a milioane de oameni este scurtată. Impactul îngrozitor asupra economiei mondiale amenință existența a nenumărate persoane.
Consecințele asupra îngrijirii medicale sunt profunde. Serviciile pentru pacienții aflați în dificultate sunt deja reduse, operațiile anulate, personalul spitalelor scade. Toate acestea vor avea un impact profund asupra întregii noastre societăți. Toate aceste măsuri duc la autodistrugere și sinucidere colectivă, bazată pe nimic altceva decât pe o nălucă. Acesta a fost un interviu dat în jurul datei de 20-22 martie anul acesta, după care dânsul a mai revenit cu niște precizări, în mod special atunci când incidentele cu acest virus au crescut foarte mult și mortalitatea raportată a crescut foarte mult, a revenit cu un interviu în care a dat niște explicații legate de aceste raportări care lui se par incorrecte din punct de vedere științific. Și dânsul spune următoarele în acest interviu. De fapt, are câteva întrebări care le adresează cancelarului Germaniei. A patra întrebare pe care a adresat-o se referă la adevăratele rate ale mortalității date de virus, cu referire specială la Italia și Spania. Dânsul spune, în convingerea mea, eroarea teribilă comisă în întreaga lume este aceea că ori de câte ori virusul este detectat la un decedat, acesta este atribuit automat ca fiind cauză a morții și intră pe lista îngrozitoare a morților de coronavirus. Acest lucru încalcă un principiu de bază medicină. Pur și simplu trebuie să se stabilească faptul că un pacient moare datorită și nu doar cu un virus. Acest lucru este menționat în mod explicit în ghidurile medicale germane, care nu sunt însă luate în considerare în cazul SARS-CoV-2. De aici întrebarea mea către cancelar. Germania a urmat pur și simplu tendința globală de clasificare și definire neștiințifică a deceselor provocate de SARS-CoV-2 și intenționează Germania să continue încălcarea regulilor stabilite? Atunci cum poți spera vreodată să diferențiezi virusul ca fiind cauza morții și virusul prezent accidental la moarte? Ultima mea întrebare se referă la comparabilitatea situației din Italia și Germania, spune domnul doctor Shuharib Bhakti. Pentru că rapoartele teribile din Italia și în aceste zile și din Spania sunt deseori extrapolate pentru a avertiza despre situația posibilă similară care amenință această țară, cu toate acestea, adevărata semnificație a COVID-19 în Italia nu poate fi pur și simplu evaluată. În afară de problemele pe care le-am abordat mai sus, factori suplimentari cum ar fi poluarea oribilă a aerului din Italia de Nord și sistemul de sănătate italian în dificultate pot juca roluri imprevizibile. Și dânsul încheie în felul următor. Și acum, dragi concetățeni, vă trimit un nou subiect pentru examinare. Știm că virusul este extrem de infecțios. Reflectați, virusul s-a răspândit deja mult peste estimările dumneavoastră. Poate fi prezent într-o parte considerabilă a populației sănătoase italiene, spaniole și de asemenea germane. Cât de probabil este că atunci când pacienții vârstnici, imobilizați la pat fiind vizitați de către persoanele dragi și prietenii lor, virusul să le fie transmis, la fel ca și ceilalți coronavirus. Apoi, când pacienții intră în spital, virusul este imediat detectat sau dacă decedează datorită bolii lor adevărate acasă, se face testare pentru virus și este găsit post-mortem. Un eveniment banal, dar cu consecințe de nedescris din cauza interpretării false. Spun încă o dată, prezența simplă și banală a virusului nu trebuie să-l califice niciodată pentru a intra în registrul deceselor cu COVID. Dragii mei cetățeni, rapoartele din Italia, pe cât de triste și deprimante sunt, nu pot și nu trebuie să devină baza propriilor noastre măsuri în Germania. Un alt interviu important este cu doctorul Wolfgang Wodarg, care este un medic german specializat în pneumologie, politician și fost președinte al adunării parlamentare a Consiliului Europei.
În 2009, el a solicitat o anchetă asupra presupuselor conflicte de interes în legătură cu răspunsul Uniunii Europene la pandemia de gripă porcină. Dânsul spune: la început am crezut că această înșelătorie publicitară se va sfârși, dar a crescut atât de mult încât trebuie să o analizăm cu atenție. În fiecare an, pe plan mondial, apar noi feluri de virus, pentru că virusii trebuie să se schimbe. Dacă acești virus ar reveni anul următor, sistemul nostru imunitar i-ar recunoaște și nu vor putea să ne îmbolnăvească și să se mulțească. Așa că, în mod regulat, virusii trebuie să se schimbe puțin și de aceea avem variante noi în fiecare an. Există cam 100 de feluri de virus diferiți care se schimbă constant. Până acum nu ne-a prea păsat care anume virus a pricinuit această gripă. La Glasgow s-au verificat mereu în jur de 10 tipuri de virus anual și printre cei identificați se găseau mereu și anumiți coronavirus, între 7 și 15%, spună dânsul, și ne dă și un grafic cu rezultatele acestor analize din Glasgow în intervalul 2005-2013. După cum se vede din grafic, în fiecare an sunt prezenți coronavirus și care apar pe grafic cu culoarea verde. Apoi domnul doctor continuă cu o referire la povestea lui Hans Christian Andersen, Hainele cele noi ale împăratului, în care un împărat și-a făcut comandă de niște haine la niște croitori foarte renumiți, dar înșelători, care spuneau că fac niște haine extraordinare, dar aceste haine pot fi văzute doar de oamenii înțelepți și oamenii care sunt compatibili cu locul pe care îl ocupă ei în societate, în împărăție. Cei care sunt proști și care nu corespund cu locul pe care îl ocupă, nu văd acele haine. Când a venit împăratul să-și ridice hainele făcute de croitor, nu a văzut nimic, dar pentru a nu se face de rușine, a mimat ca și cum ar vedea hainele și ca și cum s-a îmbrăcat în ele. Același lucru au făcut toți supușii lui și au făcut o prezentare a hainelor în mijlocul poporului. Toată lumea îl vedea fără haine, dar nimeni n-avea curajul să spună pentru a nu se face de rușine că este prost sau că nu este corespunzător cu slujba pe care o are. La un moment dat s-a auzit o voce de copil: împăratul e dezbrăcat. Asta e vocea nevinovăției, a zis tatăl copilului și a spus în șapte altora ce vorbise copilul. E dezbrăcat, a strigat tot poporul. Împăratul a auzit și i s-a părut și lui că poporul are dreptate, dar s-a gândit: acum nu mai pot să dau înapoi. Trebuie să țin într-una așa cum am început. Și curtenii au mers înainte și au dus trena pe care nu o vedea nimeni, fiindcă nu era nicio trenă. Apoi, domnul doctor, referindu-se la această parabolă, comentează: politicienii sunt curtați de oameni de știință, oameni de știință care doresc să fie importanți pentru a obține bani pentru instituțiile lor, oameni de știință care înoată doar în mass media și își doresc partea lor. Și ceea ce lipsește acum este o gândire rațională asupra problemei. Ar trebui să ne punem întrebări precum: de unde știm că acest virus este periculos? Sau cum a fost până acum? Nu am avut ceva asemănător și anul trecut? Este ceva nou? Aceasta lipsește și regele e gol. Un alt expert în domeniul medical, doctorul Joel Kettner, care este profesor de științe ale sănătății comunitare și chirurgiei la Universitatea Manitoba, fost ofițer șef de sănătate publică pentru provincia Manitoba și directorul medical al Centrului Internațional pentru Boli Infecțioase, spune următoarele: niciodată n-am văzut ceva de genul acesta, ceva care să se asemene câtuși de puțin oriunde în altă parte. Nu vorbesc despre pandemie, pentru că am văzut 30 dintre ele, câte una în fiecare an. Se numește gripă. Și alți virus ale bolilor respiratorii. Nu știm întotdeauna ce fel de virus sunt. Dar nu am văzut niciodată această reacție și încerc să înțeleg de ce. Cam acesta este și motivul pentru care realizăm aceste prezentări. Încercăm să înțelegem de ce. Nu avem toate răspunsurile, dar analizăm
datele disponibile și încercăm să înțelegem mai bine ce se întâmplă. În acest context se potrivește un citat foarte bun din cartea Educație, pagina 179. Toți oamenii manifestă un interes copleșitor față de acest timp. Conducători și oameni de stat, oameni care ocupă poziții de încredere și autoritate, bărbați și femei în stare să gândească, aparținând tuturor categoriilor sociale, și-au concentrat atenția asupra evenimentelor care au loc în jurul nostru. Ei privesc relațiile tensionate care există între națiuni, observă starea de agitație care pune stăpânire pe toți locuitorii Pământului și recunosc faptul că ceva mare și hotărător este pe punctul să aibă loc, că lumea se află pe marginea unei crize nemai văzute. Ideea care vreau să o subliniez din acest pasaj este acest lucru, că bărbați și femei în stare să gândească, aparținând tuturor categoriilor sociale. Deci este un subiect provocator acesta și necesită o gândire atentă, critică asupra informațiilor pe care le avem și o încercare de a clarifica ce anume se întâmplă și unde ne îndreptăm și care vor fi consecințele și ce avem de făcut. O altă personalitate de talie internațională în domeniul medical este doctorul John Ioannidis. Este profesor de medicină și cercetare și politici în domeniul sănătății și de știința datelor biomedicale la Facultatea de Medicină a Universității Stanford și are de asemenea multe alte titluri. Dânsul spune, boala actuală a coronavirusului a fost numită pandemia care apare odată într-un secol, pandemia secolului, dar ar putea fi de asemenea un fals evident care apare odată într-un secol. Ratele de deces cauzate, cum ar fi rata oficială de 3,4% de la Organizația Mondială a Sănătății, provoacă groază și este lipsită de sens. Pacienții care au fost testați pentru SARS-CoV-2 sunt disproporțional cei cu simptome severe și rezultate nefavorabile, deoarece majoritatea sistemelor de sănătate au capacitatea de testare limitată, prejudicată de selecție, poate chiar să se agraveze în viitorul apropiat. Acești coronavirus ușor pot fi implicați în câteva mii de decese în fiecare an la nivel mondial, deși marea majoritate a acestora nu sunt documentate cu teste precise. În schimb, în fiecare an se pierd ca un zgomot nesemnificativ printre cele 60 de milioane de decese din diverse cauze. Este ca și cum un elefant ar fi fost atacat de o pisică de casă, frustrat și încercând să evite pisica, elefantul sare accidental de pe o stâncă și moare. Dacă nu am fi știut că este un nou virus și nu am fi verificat indivizii cu teste PCR, numărul deceselor totale cauzate de boli asemănătoare gripei nu ar părea neobișnuit în acest an. Cel mult am putea remarca că gripa din acest sezon pare ceva mai răspândită decât media. Domnul doctor se referă la mortalitatea de diverse boli în fiecare an, în diverse cauze, care este în jur de 60 de milioane de persoane pe plan global. Am găsit niște statistici pe anul 2017 în care au murit 56 de milioane de oameni și aici observăm că prima cauză de deces sunt boli cardiovasculare cu 17,79 milioane de oameni. A doua cauză este cancerul cu 9,56 de milioane de oameni. A treia cauză sunt bolile respiratorii cu 3,91 de milioane de oameni și a patra cauză sunt infecțiile căilor respiratorii inferioare cu 2,51 de milioane de oameni. Observați că sunt niște cifre foarte mari. Dacă le adunăm doar pe primele patru cauze, ajungem la 30, în jur de 30-35 de milioane de decese pe an. Din cauza gripei, mor anual între
250 și 650.000 de persoane pe glob. Un alt doctor care s-a pronunțat în legătură cu această pandemie este doctorul Yoram Las. Este un medic, politician și fost director israelian al Ministerului Sănătății. Dânsul spune, Italia este cunoscută pentru enorma sa morbiditate în probleme respiratorii de mai mult de 3 ori decât oricare altă țară europeană. În fiecare țară, mai multe persoane mor din cauza gripei în comparație cu cele care mor din cauza coronavirusului. Cine crede că guvernul distrug virus și greșește? Profesorul Hendrik Strick este cercetător, epidemiolog și clinician german în domeniul HIV. Este de asemenea profesor de virologie și director al Institutului de Virologie și Cercetări HIV la Universitatea Bonn. Dânsul spune, noul agent patogen nu este atât de periculos, ci este chiar mai puțin periculos decât SARS-1. De asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că decesele din SARS-CoV-2 în Germania au fost exclusiv persoane în vârstă. În Heinsberg, de exemplu, un bărbat în vârstă de 78 de ani cu boli anterioare a murit din cauza insuficienței cardiace și asta fără implicarea SARS-2 pulmonar. De când a fost infectat, el apare în mod natural în statisticile COVID-19, dar întrebarea este dacă nu ar fi murit oricum, chiar și fără SARS-2. Aceeași problemă a ridicat-o și doctorul Shuharit Haghdi. Și mulți alții, de fapt, prezintă aceeași problemă, că atunci când cineva are o boală deja gravă, boală cardiovasculară sau cancer și oricum va muri, contractează virusul și este trecut după deces la statisticile COVID-19, ceea ce face ca aceste cifre să crească foarte mult în mod nejustificat și neștiințific, cum a amintit domnul doctor Shuharit Bahdi. Un alt doctor renumit este profesorul Knut Witkowski, care a fost timp de 20 de ani șeful departamentului de biostatistică, epidemiologie și proiectare a cercetării la Universitatea Rockefeller. Dânsul a dat mai multe interviuri care le găsiți pe internet și el se referă la faptul că este negativ acest aspect de distanțare socială și de reducerea răspândirii virusului, fiindcă dacă am lăsat virusul să se răspândească în mod natural, s-ar obține așa numită imunitate de turmă, în engleză herd immunity, care se obține atunci când virusul ajunge la 70-80% din populație și se creează o imunitate naturală a populației față de virus. Și că oricum nu se poate restrânge răspândirea lui, orice măsuri am face, doar prelungim rezistența virusului în timp. Și de asemenea, dânsul spune că aceste măsuri de a sta în casă, de fapt, întăresc activitatea virusului, deoarece atunci când o persoană se expune la razele de soare, face exercițiu fizic și mișcare în aer curat, sistemul imunitar al lui se îmbunătățește, iar virusul la expunerea la soare dispare. Și practic, atunci când populația stă în casă foarte mult, virusul rezistă mai bine și se dezvoltă mai bine. Este de fapt o măsură antiproductivă. Mai are multe alte idei asemănătoare cu cele care au fost deja amintite. Vreau să mai amintesc încă doi specialiști, doctor Ianis Rusel și alții, de fapt, aceștia reprezintă o echipă de cercetători de la Institut Hospital Universitaire Méditerranée din Marseille. Ei efectuează un studiu revizuit în comun cu privire la mortalitatea prin coronavirus pentru guvernul Franței în cadrul programului de investigație pentru viitor. Ei spun, problema SARS-CoV-2 este probabil supraestimată deoarece 2,6 milioane de oameni mor de infecții respiratorii în fiecare an, comparativ cu mai puțin de 4.000 de decese pentru SARS-CoV-2 în momentul scrierii. De asemenea, doctorul Peter Goetsche, profesor de proiectare și analiză de cercetare clinică la Universitatea de Copenhaga și fondator al Cochrane Medical Collaboration, a scris mai multe cărți despre corupția în domeniul medicinii și puterea marelor companii farmaceutice. Dânsul spune, aproape toată lumea cu care vorbesc
oameni laici și colegi, în paranteză spune, sunt specialist în medicină internă și am lucrat timp de 2 ani la un departament de boli infecțioase, închide paranteza, consideră că pandemia de coronavirus este o pandemie de panică mai mult decât orice altceva. Este o asistență medicală bazată pe dovezi pentru a închide școli și universități, a anula zboruri și întâlniri, a interzice călătoriile și a izola oamenii oriunde se întâmplă să se îmbolnăvească? Ce scenariu de vis pentru orice conducător cu tendințe de dictatură? Toate demonstrațiile democratice sunt ilegale. Politicienii noștri și cei care lucrează cu sănătatea publică fac mult mai mult decât ar trebui. Nu au fost aplicate astfel de măsuri draconice în timpul pandemiei de gripă din 2009 și evident nu pot fi aplicate în fiecare an, în toți anii, întrucât este întotdeauna iarnă undeva. Nu putem închide întreaga lume permanent. Amintiți-vă însă gluma despre tigri. De ce sufli din cor? Pentru a ține tigrii departe. Dar nu există tigri aici. Ei, vezi? Aceștia au fost specialiștii pe care i-am citat în această ocazie și am vrea acum să analizăm o idee legată de ce se leagă cu coronavirus și gradul de infecție și de decese care este raportat. O idee amintită de mai mulți prezentatori pe care i-am citat și anume faptul că sunt raportate cazurile de deces cu COVID-19 chiar și persoane care oricum vor muri de alte boli, de cancer, de boli cardiovasculare sau de alte boli. Dacă încă nu sunteți siguri de acest lucru, am găsit o confirmare chiar de la un doctor în România care a răspuns la această întrebare, mai exact doctorul Virgil Musta, care este șef de secție la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumofiziologie, dr. Victor Babeș, din Timișoara. Ați deschis un subiect sensibil în ce privește Germania și numărul de cazuri declarate de această țară. Am văzut de curând un articol în care se spunea că numărul decedaților în Germania, numărul mic al celor morți în Germania din cauza acestei boli COVID-19, noul coronavirus, ar fi din cauza faptului că ei nu declară ca a fi victime ale acestui coronavirus, COVID-19, și persoanele care suferă de alte boli și care au o stare a sănătății precară deja, înainte de a contacta acest virus. Și vreau să vă întreb, este normal ca, am văzut foarte multe cazuri de genul acesta în ultimele zile, în acești aproximativ 200 de persoane decedate, declarate ca victime ale coronavirusului. Este normal ca o persoană care, cunosc caz concret, s-a întors din Franța, de la un control oncologic, acolo unde i s-a spus că, din nefericire, este un stadiu 4 care nu se mai poate vindeca, nu se mai poate, nu mai există un tratament pentru această boală. Era vorba de un cancer osos, în urma căruia medicii de acolo l-au trimis, înțeleg, pe acest om acasă, spunându-i se că va mai avea câteva luni de trăit, nu se mai poate face nimic. Acest om contactează această boală COVID-19, moare, omul a decedat, iar în buletinul de final se notează faptul că el a murit din cauza acestei noi boli, COVID-19. Dar, conform medicilor oncologi, acela sfârșit omul îl avea, dar probabil puțin mai târziu. Este normal ca în certificatul de deces să apară faptul că motivul a fost această boală COVID-19? Deci, certificatul de deces se face pe o anumită regulă care prevede așa. Prim diagnostic este diagnosticul care a direct care a dus boala. Al doilea diagnostic este diagnosticul sau elementul patogen care a creat evenimentul care a dus la moarte direct, iar al treilea diagnostic sunt boli care, comorbidități. datorită lor, au influențat primele două diagnostici. Deci, dacă o persoană face, este
cu un stat dobastat de neoplazie. Are o imunitate scăzută. Risc major de evoluție severă a infecției cu COVID. Face boala, face infecția cu COVID, e dovedită pentru că testul este pozitiv și face insuficiență respiratorie. El moare din cauza infecției cu COVID. Factor favorizant, într-adevăr, a fost neoplazia. Dar nu neoplazia este trecut ca prim diagnostic. Prim diagnosticul este trecut, probabil, stopul cardiorespirator care a dus la blocarea inimii. Al doilea, insuficiența respiratorie. Cauza directă este infecția cu COVID și cauze pe lângă acestea, care au favorizat evoluția nefavorabilă a infecției, poate fi trecută neoplazia sau toți factorii de risc pe care pacientul mai prezintă. Pentru că, de fapt, acesta este elementul principal al majorității pacienților care vin în forme critice și decedează. Toți au comorbidități severe. Mulțumesc tare mult pentru... Ce înseamnă acest lucru? Atunci când pe certificatul de deces sunt trecuți că au decedat cu COVID-19, este considerată că această boală este atât de gravă încât trebuie să punem pe planul 2 cancerul și boli cardiovasculare și pe primul plan COVID-19. Iar această idee se bazează pe faptul că sunt foarte multe decese cu COVID-19. Și ceea ce se întâmplă este de fapt o logică circulară, raționament circular. Atunci când spunem că X este adevărat datorită faptului că Y este adevărat și când spunem că Y este adevărat pentru că X este adevărat. Aceasta se numește raționament circular. Este o erare logică în care motivatorul începe cu ceea ce încearcă să termine. Componentele unui argument circular sunt adesea valabile în mod logic, deoarece dacă premisele sunt adevărate, concluzia trebuie să fie adevărată. Iar ceea ce se întâmplă în cazul acestor raportări de decese foarte mari este felul următor. Punctul 1. Infecția cu SARS-CoV-2 este periculoasă fiindcă sunt foarte multe decese datorită acestui virus. Aceasta este prima afirmație. A doua afirmație este dacă un om a decedat având mai multe boli, inclusiv SARS-CoV-2, el este raportat în statistici ca decedat datorită infecției cu SARS-CoV-2. După cum vedem, avem două afirmații, fiecare dintre ele se bazează una pe cealaltă. Acest lucru se numește raționament circular și este o eroare logică. Dacă înțelegem acest aspect, înțelegem de ce apar foarte multe persoane raportate în aceste statistici. O altă idee care vrem să analizăm este legat de schimbarea definiției de pandemie. Dar pentru a înțelege mai bine impactul acestui lucru vom începe cu gripa aviară, virusul H5N1, din perioada 2003-2005. Câteva idei din manualul OMS despre pandemia gripei pentru jurnaliști, publicat în decembrie 2005. Pandemiile gripei sunt evenimente rare, dar recurente. De obicei au apărut la fiecare 10-50 de ani, de-a lungul istoriei înregistrate. În secolul 20 au existat 3 pandemii. 1918 a provocat aproximativ 40 de milioane de decese, 1957 a provocat peste 2 milioane de decese și 1968 a provocat aproximativ 1 milion de decese. Deoarece aduc o creștere bruscă a boilor și a deceselor, pandemiile copleșesc frecvent serviciile de sănătate și pot provoca perturbări sociale severe și pierderi economice. De la ultima pandemie din 1968-69, riscul unei pandemii de gripă nu a fost niciodată considerat mai mare decât în prezent, adică în anul în care a fost scris, în 2005. Chiar la data redactării acestui document, gripa aviară A, H5N1, provoacă pandemii la păsări în multe părți ale lumii. Prezența răspândirii H5N1 la păsări expune sănătatea oamenilor la două mari riscuri.
Primul este riscul infecției când virusul se răspândește direct de la păsări la oameni. Al doilea risc, care este chiar mai îngrijorător, este posibilitatea acestui virus foarte răspândit să infecteze oamenii și să se transforme într-o tulpină care este atât foarte infecțioasă pentru oameni, cât și foarte ușor transmisibilă de la om la om. O asemenea transformare ar putea marca începutul unei pandemii. Riscul unei pandemii va persista până când boala este controlată la păsări, ceea ce ar putea dura câțiva ani. Spre finalul acestui document al Organizației Mondiale a Sănătății, după cum vedeți, apar câteva titluri de articole. Gripa aviară, milioane de oameni ar putea muri, gripa aviară ar putea suferi o mutație în curând, epidemia de gripă aviară este cea mai rea din istorie și altele. Deci cumva apare ideea de milioane ar putea muri. Acest lucru nu a condus însă la o declarație de pandemie. De ce? Fiindcă definiția pandemiei în acel an era diferită de cea pe care o avem acum. Și anume, pe data de 4 mai 2009, tocmai înainte de a fi declarată pandemia de gripă porcină, vorbim de cealaltă situație, definiția pandemiei era următoare. O pandemie gripală apare atunci când apare un nou virus gripal împotriva căruia populația umană nu are imunitate, rezultând în mai multe epidemii simultane la nivel global cu un număr enorm de decese și boli. Pe data de 4 mai 2009, Organizația Mondială a Sănătății schimbă definiția, iar noua definiție sună în felul următor. O epidemie apare atunci când există mai multe cazuri de boală decât în mod normal. O pandemie este o epidemie mondială a unei boli. O pandemie de gripă poate apărea atunci când apare un nou virus gripal împotriva căruia populația umană nu are imunitate. Care este diferența dintre cele două definiții? A fost scoasă ultima parte a definiției, unde spunea cu un număr enorm de decese și boli. Ceea ce era recunoscut până în momentul respectiv erau milioane de decese. Atunci când se ajungea la milioane de decese datorită unei boli răspândite în toată lumea, atunci era considerată pandemie. După ce a fost schimbată această definiție, chiar înainte de a se declara, o lună mai târziu a se declara pandemia de gripă porcină, nu erau milioane, erau câteva zeci de mii. Dar pentru că s-a schimbat definiția, s-a putut declara această pandemie. Puteți verifica acest lucru pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății. Aveți aici articolul The Elusive Definition of Pandemic Influenza, ca reacție la această schimbare a definiției. Uniunea Europeană a sesizat Organizația Mondială a Sănătății cu un document conține următoarele idei. Purtătorul de cuvânt al OMS, Natalie Boudou, a justificat schimbarea spunând că definiția veche a fost o eroare și a fost eliminată de pe site-ul OMS. Ea a afirmat că definiția corectă a fost aceea că pandemia indică focare în cel puțin două regiuni în care OMS împarte lumea, dar nu are nicio legătură cu gravitatea bolilor sau cu numărul de decese. Aceste definiții ulterioare și comentariile prezentate într-un moment în care pandemia era iminentă erau confuze atât pentru profesioniștii din domeniul sănătății publice implicate, cât și pentru observatorii atenți în rândul publicului european, spune reprezentanții Consiliului Europei. El consideră că chiar dacă Organizația Mondială a Sănătății nu a intenționat să modifice definiția pandemică într-un mod care să permită anunțarea accelerată a unui astfel de eveniment în iunie 2009, modificările descrierilor și indicațiilor relevanți ai bolii la un moment în care o infecție cu gripă majoră a fost anunțată a fost extrem de inadecvată și a fost realizată într-un mod care ar putea fi considerat a fi netransparent. De asemenea, a contribuit la îndoielile ridicate cu privire la
influența nejustificată asupra factorilor de decizii, deoarece toți observatorii critici ai situației s-au întrebat dacă această schimbare prematură era absolut necesară și se întreabă cine a beneficiat cel mai mult de aceasta. Deci, după cum observăm din aceste discuții în jurul schimbării definiției pandemiei, în 2009 au fost niște tensiuni și, practic, această netransparență despre care vorbește documentul arată că s-a dorit să se anunțe pandemia și, deoarece nu erau milioane de decese, s-a schimbat definiția și atunci, la o lună după schimbarea acestei definiții, s-a anunțat pandemia. De aceea, în 2003-2005 nu s-a putut anunța pandemie cu gripa aviară, deoarece atunci încă apărea vechea definiție care nu permitea anunțarea pandemiei. De ce este importantă declarația unei pandemii? Poate ne întrebăm. Acest lucru îl găsim clarificat de către un medic în medicină internă cu doctorat în sănătate publică pe nume Teresa Forcades. Este și călugăriță benedictină în Biserica Catolică. În interviul realizat cu dânsa, explică faptul că există un document al Organizației Mondiale a Sănătății care permite intervenții majore pe plan global cu măsuri foarte importante atunci când se declară o pandemie. Deci, practic, se intră într-o stare de urgență, ceea ce experimentăm și noi acum, da? S-au luat măsuri foarte drastice pe plan global. Și dacă nu este o pandemie, aceste măsuri sunt doar la nivel de recomandări. În momentul în care este în schimb o pandemie, aceste măsuri trebuie luate în mod obligatoriu. Din datele pe care le-am analizat până acum, putem să tragem la nivel individual câteva idei, să tragem câteva concluzii, și anume faptul că din 2003 încoace au fost câteva încercări de a declara o pandemie și de a interveni cu măsuri foarte drastice la nivelul societății. În 2003-2005 nu s-a putut declara acest lucru, fiindcă era o veche definiție a pandemiei care includea o mulțime de morți, foarte mulți morți și mulți bolnavi. După ce a fost scoas această expresie, în 2009 imediat s-a declarat pandemie de gripă porcină. Iar anul acesta, de asemenea, în situația în care erau doar în jur de 5.000 de decese, iarăși s-a putut declara pandemie. De ce se dorește, de ce s-a încercat să se declare pandemie, rămâne să analizăm, să ne gândim, să medităm. Și la următoarea prezentare vom încerca să facem un pas înainte, să vedem ce poate aduce această pandemie, ce schimbări în societate, ce schimbări în domeniul sănătății și să putem lua măsuri la nivel individual, ce putem să facem la nivel individual pentru a trece cu bine prin aceste schimbări foarte profunde în societatea noastră și cum putem să prevenim efecte negative la nivelul familiilor noastre, a sănătății noastre și a societății în general. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare!